îți binecuvântăm numele și în această zi te slăvim și îți cinstim numele Tău, pentru că Tu ești Dumnezeul care meriți în fiecare zi poșternile inimii noastre, Tu meriți în fiecare zi ofranda închinării noastre. De aceea și în această zi, încă din zorii zilei, Doamne, inima noastră se îndreaptă spre Tine și te binecuvântă, Împăratul nostru și Dumnezeul nostru. Te binecuvântăm împreună, Doamne, împreună cu toți frații, te binecuvântăm împreună cu toate surorile în Hristos. Stăm împreună înaintea Ta ca biserică, Doamne, și cinstim numele Tău, pentru că se cuvine. Se cuvine să Te lăudăm, se cuvine, Doamne, să punem, Doamne, inima noastră ca ofrandă înaintea Ta. Da, Împăratul nostru, vrem să-Ți mulțumim în această dimineață pentru întreaga lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Îți mulțumim pentru mântuirea pe care ne-ai dăruit-o în dar. Îți mulțumim pentru favorul divin pe care l-ai lăsat peste omenire, șansa de reconciliere a relației cu Tine. Te binecuvântăm, Dumnezeule scump, pentru că și nouă ne-ai dat dreptul să fim parte împreună cu Tine în Împărăția Eternă. Ne-ai făcut parte de chemare măreață și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat tăria să pășim în ea și îți mulțumim că ne dai tăria în continuare să umblăm în această chemare de a Te sluji pe Tine până la capăt. Amin. Preobiților, și această zi este o zi minunată, este o zi glorioasă, este o zi în care putem să stăm în preajma Cuvântului Dumnezeu, este o zi în care putem să învățăm din Cuvântului Dumnezeu și în același timp să ne aliniem inima, să ne aliniem viața la cerințele Scripturilor, la felul în care Dumnezeu ne învață prin Cuvântul Său despre așteptările pe care le are de la noi, pentru că relațiile ele sunt construite în jurul diferitelor așteptări. Așadar, după cum noi avem așteptări de la Dumnezeu pentru a se manifesta într-o formă sau alta, fiindcă atunci când noi ne rugăm ca să activăm manifestările lui Dumnezeu, sau ne rugăm în așa fel încât a onora pe Domnul și în mod automat, în timp ce tu te închini și te proșterni înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se manifestă spre tine sau spre situațiile în care este chemat numele Său. Însă, suntem acei oameni chemați care să ne ancorăm într-un mod constant viața în El și să căutăm acea relație cu Dumnezeu într-o formă continuă. Cuvântul Scripturilor de astăzi, ca temă pe care îl avem, este despre chemarea pe care Dumnezeu o lansează înspre omenire. Și așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Este un context în care această afirmație, această temă se manifestă. Este un loc în Scripturi în care Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, scrie cuvântul acesta, în capitolul 22, într-o pildă, pilda nunții fiului de împărat, vorbește despre această afirmație, care, de fapt, este tema zilei de astăzi, pe care vrem să construim câteva cuvinte importante și mă rog ca fiecare să aveți urechi de auzit și minte să pricepeți Cuvântul lui Dumnezeu și, în același timp, să aveți inimă care să se alinieze cerințelor lui Dumnezeu. E binecuvântarea cu care vă acopăr în această zi, în momentele care urmează, să putem să ne conectăm cu întreaga ființă la a primi Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vorbit în multe pilde. Pildele sunt parte din exemple de pe pământ pe care Domnul Iisus Hristos le dă ca să le explice lucrurile din ceruri. Ca să explice lucrurile din ceruri, astfel că ne aduce în față diverse situații, și aici este vorba despre pilda nunții fiului de împărat, unde Domnul Iisus Hristos a spus așa: Împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale
a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Morala acestei pilde se găsește în versetul 14 și e de luat aminte, pentru că este titlul, este subiectul, este tema noastră de astăzi, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Această pildă pe care Domnul Iisus Hristos o explică sau o transmite prin cuvântul său, atât în contextul respectiv, cât și răsună pentru noi și astăzi, este cu referire la ceea ce înseamnă realitatea despre modul în care Dumnezeu a făcut ca lucrarea chemării pentru împărăția veșnică să se manifeste. În decursul timpului, Dumnezeu a trimis pe profeții săi în nenumărate rânduri, conștientizând omenirea, conștientizând pe poporul său Israel, și în același timp este un cuvânt pentru întreaga omenire, despre ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu cu privire la eternitate. Și iată, aici în această pildă vorbește despre faptul că a existat mult refuz și Israel într-adevăr a refuzat invitația la nuntă, la nunta fiului de împărat. Și Biblia vorbește despre nunta mielului, adică a Fiului Iisus Hristos în eternitate. Este vorba despre biserică ca fiind mireasa, sunt expresii metaforice, dar atât de mult trebuie să luăm seama la lucrul acesta, pentru că în final, iată, vorbim despre venirea mirelui, venirea celui care și-a dat viața pentru omenire, Iisus Hristos, în așa fel încât să-și ridice un popor, o mireasă pe care să o aibă cu el pentru eternitate. Este o lucrare minunată, dacă o înțelegi în contextul Scripturilor, te poți agăța de lucruri care Dumnezeu le promite și îți creează multă încredere și stare de nădejde pentru eternitate. Și mă rog în această zi ca Dumnezeu să vă deschidă mintea și inima să căpătați nădejde înăuntrul vostru și în același timp, cum am spus, inima să se alinieze la cuvântul său potrivit cu cerințele. Da? Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Acest lucru trebuie să vă facă conștienți, prea iubiții mei, pentru că noi trebuie să fim într-o stare continuă de a ne pregăti să ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Prin profetul Amos, Dumnezeu a vorbit lucruri destul de profunde în capitolul 4, de fapt întreaga lucrare a profetului Amos îndreaptă lucrurile spre acest punct esențial. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Este o stare de pregătire. Pe acest pământ noi suntem chemați să fim într-o continuă stare de pregătire pentru a-L întâlni pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru că El, așa cum spune Scriptura, s-a dus să pregătească un loc în împărăția cerurilor unde vrea să-și ridice mireasa, biserica. Un loc de celebrare, un loc pentru eternitate, un loc în care să domnească, să împărățească în vecii vecilor. Și în Amos capitolul 4, în nenumărate rânduri, Dumnezeu vorbește despre diferitele abordări pe care le-a avut față de popor, să-l conștientizeze, să-l trezească despre nevoia de a se pregăti să-l întâlnească pe Dumnezeu. După cum și în aceste vremuri, și nu numai,
vorbind așa decade diferite, vorbind despre decenii sau secole sau chiar vorbind despre milenii, este forma în care Dumnezeu s-a revelat și tot a adus chemări multiple înspre omenire de a se pregăti să-L întâlnească pe Dumnezeu. Cu toate aceste semnale pe care Dumnezeu le-a transmis în decursul timpurilor, da? Oamenii nu întotdeauna au fost cei care să ieie seama sau doar un grup restrâns de oameni de pe planeta aceasta a conștientizat că Dumnezeu zguduie pământul sau Dumnezeu își înalță strigătul sau faptul că Dumnezeu își înalță din nou chemarea înspre omenire de a se pregăti să-L întâlnească în vremurile finale. Pentru că pe acest pământ cât suntem, cât trăim, noi avem această posibilitate să ne pregătim pentru eternitate. Luați seama că omul, chiar dacă este muritor, el moare din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual, omul nu moare. Omul, din punct de vedere spiritual, este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are forma veșnică. De aceea Dumnezeu a întocmit întregul plan de răscumpărare a omului pentru a-l salva de la pierzare eternă, să nu aibă consecința pe care o are Lucifer și îngerii căzuți și să îi ofere șansa reconcilierii, restaurării pentru a avea parte cu Dumnezeu în împărăția eternă. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. În pasajul acesta din Amos, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 13, în nenumărate rânduri, Domnul spune: în baza tot ceea ce am făcut în dreptul vostru să vă atrag atenția, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. În repetate rânduri, în Amos, capitolul 4, veți găsi această afirmație. Însă, dacă în cazul în care tu te-ai întors la Dumnezeu, în această zi vreau să te încurajez să păstrezi angajamentul, legământul pe care l-ai făcut cu Dumnezeu și să-l păstrezi cu sfințenie, cu credință. Și nu pentru o vreme scurtă, ci până la capăt. Și când spun aceasta, fac referire la faptul că Domnul Iisus Hristos, într-o altă pildă, în pilda semănătorului, aduce în evidență, sau scoate în evidență, patru categorii de oameni. Dintre care trei categorii sunt oameni care renunță la un moment dat de a urma pe Dumnezeu. Din diverse motive, din diverse teme, din diverse motive, chiar putem spune nejustificate înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că unii din pricina strântorărilor, din pricina necazurilor, din pricina prigonirilor, sunt motive pe care le enumeră în Matei capitolul 13. Puteți să citiți din pilda semănătorului și să înțelegeți felul în care acolo Domnul Iisus Hristos se explică. Însă vorbește despre o categorie, numită chiar și cea de-a patra categorie de oameni, care rămân și rodesc. Acei oameni care rămân în Hristos și îi slujesc sunt oameni care se bazează pe o relație constantă cu Dumnezeu, bazată pe credință în cine este Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu și în modul în care Dumnezeu operează. Tu să fii din categoria celor care rămân în Domnul, care sunt statornici pe cale, care se pregătesc într-un mod continuu pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Mântuirea este un dar divin ce nu trebuie neglijat. Pentru cei care nu ați pășit pe calea credinței și nu l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața voastră, vă invit cu toată inima să-L chemați pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân, să-L primiți ca Mântuitor și să trăiți călcând pe urmele sale prin credință, urmându-L pentru toată viața, ca să puteți să moșteniți viața veșnică pe care El o dă în dar celor care îl cred pe cuvânt și îl urmează cu credincioșie până la capăt.
Nu vă bazați pe o formă a religiei în care v-ați născut, nu vă bazați pe o denominație, nu vă bazați pe credința părinților voștri că au fost și au făcut și așa mai departe, nu vă bazați pe niște ritualuri reci lipsite de viață. Umblarea cu Dumnezeu trebuie să fie o stare continuă, este o stare constantă și trebuie să aibă un final în credință ca să putem să moștenim împreună cu El eternitatea. De aceea, viața veșnică este un dar divin ce nu trebuie neglijat. Iar dacă ai pornit pe calea lui Dumnezeu și ai deja o anumită vreme, un anumit timp, ai poate chiar 10 de ani sau ești aproape, simți cumva că te apropii de finalul vieții tale și ai îmbătrânit umblând pe calea lui Dumnezeu, nici în timpul bătrâneților nu este vremea de neglijat ceea ce înseamnă darul lui Dumnezeu, pentru că mântuirea e darul lui Dumnezeu care trebuie păstrată până la capăt. Mântuirea trebuie păstrată până la capăt. Ea nu trebuie întreruptă. Ea nu trebuie să fie neglijată. De aceea prețuiți darul lui Dumnezeu. Prețuiți mântuirea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, spune Apostolul Pavel bisericii din Roma, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. De aceea, pentru că am fost curățiți prin Domnul Iisus Hristos, am fost izbăviți de sub puterea păcatului și a morții, darul lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea ca rod, pentru că prin El noi experimentăm sfințirea. De aceea e foarte important de a pricepe această valoare a călătoriei cu Dumnezeu, care înseamnă o stare continuă a umblării cu Domnul. Nu este o stare de clișee, când îmi place sau când am nevoie sau eu știu. Este o stare de umblare cu Dumnezeu la un prezent continuu. Da? Iar ca sfârșit, pentru cei care păstrează această stare a izbăvirii și care ne-am făcut robi al lui Dumnezeu și care păstrăm rodul sfințirii, darul lui Dumnezeu este cel care se manifestă asupra noastră și anume viața veșnică, binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va face aleșilor Lui dreptate, aleșilor care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de noi. Vă spun că le va face dreptate în curând. Însă se pune această mare întrebare: dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? De aceea este important ca umblarea ta cu Dumnezeu să te găsească într-o stare a credinței active. O credință care rămâne puternică în promisiunile lui Dumnezeu, într-o stare de pregătire continuă pentru a-L întâmpina pe Domnul, fiindcă Domnul a spus lucrul acesta în Ioan, capitolul 14, versetul 3. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. E promisiunea lui Dumnezeu pentru noi, dar această promisiune este nevoie să o așteptăm prin actul încrederii, prin actul credinței în Dumnezeu. Să luați aminte că tema de astăzi este mulți chemați, puțini aleși. Tema de astăzi trebuie să ne facă conștienți despre faptul că noi avem nevoie să păstrăm o relație continuă și o stare de pregătire continuă de a-L întâmpina pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu predic mântuirea prin fapte, dar predic mântuirea prin credință și credința are fapte. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cum spune și Iacov cuvântul Domnului despre ceea ce înseamnă credința, citiți epistola lui Iacov și în special capitolul 2 vorbește despre aspectul credinței. Luați seama asupra acestui lucru. Noi trebuie să trăim cu Dumnezeu prin credință, într-o stare, într-o formă activă. Pentru că așa cum a spus Mântuitorul Iisus, când voi veni pe pământ, voi găsi eu oare credință? Nu te baza pe faptul că i-ai spus odată da lui Dumnezeu și că ai făcut un botez la maturitate pe care l-ai socotit că e legământul dintre tine și Domnul și apoi poți să trăiești cum vrei, oricum
îi aparții lui Dumnezeu. Pentru că în cuvântul Domnului noi vom găsi ceva diferit spus și vom ajunge și la punctul acela să întărim. Însă mă întorc la acest cuvânt și spun, mă voi duce și mă voi întoarce, a spus Iisus, și mă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Oamenii au experimentat diferite sezoane. Dacă privești în istoricul existenței omenirii, vei observa sezonul acceptării depline, când omul a fost fără de păcat, înainte de căderea în păcat. Și acolo a fost starea aceea acceptării depline înaintea lui Dumnezeu. Apoi a urmat starea păcatului și omenirea a intrat într-un al doilea sezon, așa l-am numit eu, sezonul acceptării prin faptele legii. Și Domnul a lăsat legi pentru popor, pentru poporul său, ca omenirea să se alinieze în relația cu Dumnezeu în baza unui grup de legi, începând de la cele 10 porunci și apoi alte multe legi care au fost date. Și psalmiștii vorbesc despre legea lui Dumnezeu ca fiind bună, desăvârșită. Și Domnul Iisus Hristos El a venit ca un împlinitor al legii. Nu ca unul care să o osândească legea, ci ca un împlinitor al legii, pentru că omul nu era capabil să-și câștige mântuirea, să-și câștige salvarea prin puterea legii, și de aceea a fost nevoie de cineva care să o împlinească spre a aduce vremea următoare, sezonul acceptării prin har, fiindcă prin Hristos Iisus a venit harul și adevărul. Și astfel, mântuirea este dată omului în dar și chiar socotit ca un dar nemeritat, însă acest dar nemeritat, pentru care a fost plătit întregul preț, trebuie să fie păstrat cu întregul preț plătit de om. Pentru că nu e o contrazicere, este un dar primit, fiindcă altcineva a plătit prețul, însă acest dar trebuie păstrat prin prețul pe care îl vei plăti tu. Am folosit deseori această afirmație, pentru mântuire nu te-a costat pe tine nimic, dar pentru a o păstra-o te va costa totul. Pentru a păstra mântuirea te va costa totul. Fiindcă păstrarea mântuirii se realizează cu multă lepădare de sine. Este o viață consacrată, este o dragoste sacrificială față de Dumnezeu pe care trebuie să o oferi într-o lume a păcatului, într-o lume care în mod continuu te caută să te ademenească spre a te distrage de la umblarea cu Dumnezeu. Tu va trebui să fii cu garda pusă. Fiindcă dacă vei fi descoperit cu garda jos, atunci ai toate șansele să păcătuiești și să ai consecințele păcatului. Și mulți au căzut într-o stare de păcat de unde nu se mai pot ridica, pentru că nu mai au puterea de a se ridica. Doar cel neprigănit, spune Biblia, este cel care reușește să se ridice și să se agațe din nou de Dumnezeu. Este o stare a chemării noastre de a înțelege că noi avem nevoie și în vremea de har să luptăm, să păstrăm cu prețul aferent mântuirea, pentru că harul nu s-a descoperit pentru a se mulți fără de legea, ci harul este descoperit nouă ca să întrerupem actul fără de legii, să ne separăm de fără de lege, să ne depărtăm de ea. Și este cel de-al patrulea sezon care urmează să se împlinească, este vremea intrării în împărăția eternă, care va fi în baza credinței. De aceea Fiul lui Dumnezeu a pus această întrebare: când va veni El, va găsi oare credință? Pentru că și harul va fi ridicat. Este o stare temporară chiar în care harul se manifestă. De aceea, pentru noi cei care am intrat în acest sezon al harului și am primit favorul mântuirii în dar, trebuie să continuăm să-L păstrăm prin credință, pentru că atunci când Mântuitorul Iisus Hristos va reveni pe norii cerurilor, să ne găsească în actul credinței depline. Pentru că Dumnezeu, în ziua răpirii bisericii, va face o triere radicală. Este o stare de triere, este o stare de separare. Nu toți cei care au spus Doamne, Doamne, vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus spune, din doi, unul. Eu nu neapărat susțin că din două persoane una va fi luată în mod fizic, este o explicație pe care Domnul o spune,
că va fi o separare, nu va fi acea parte prin care toți care i-au spus Doamne, Doamne, vor și avea parte de intrare în împărăția eternă. Înțelegerea mea în această zi este că nu toți vor fi răpiți la ceruri. Nu toți vor intra în această promisiune a vieții veșnice, a vieții eterne cu Domnul. Nu toți vor intra în împărăția eternă. Nu toți vor fi răpiți. Nu toți vor avea parte de întâia înviere. Nu toți vor fi înfățișați în poziția aceasta de mireasă care să intre în favorul lui Dumnezeu sau chiar în contextul celor care sunt nuntașii participanți la evenimentul suprem. Însă, ceea ce Domnul ne învață pe noi, spune în felul următor, vă spun că în noaptea aceea, adică în ceasul revenirii sale, Mântuitorul Iisus Hristos spunea, din doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Aici are de-a face și cu această pildă din pilda celor 10 fecioare despre care s-a vorbit săptămâna trecută. Este o formă în care să înțelegem că doar cei care vor fi găsiți într-o credință vie, într-o credință activă, având o relație strânsă cu Domnul și sunt într-o perioadă de pregătire de a-L întâmpina pe Domnul, vor auzi glasul mirelui și vor avea uleiul în candele ca să poată să-L întâmpine, să iese în întâmpinare și astfel să poată să fie pentru totdeauna cu Domnul. Vă îndemn în această zi, așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea, spune Domnul, ci cel ce face voia mea. În Matei, capitolul 7, cu versetul 13, spune, anevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Și în Matei 24, cu 13, spune, cine va răbda până la capăt, va fi mântuit. Iată, sunt doar câteva din exemplele Scripturilor și provocările Scripturilor, chemările lui Dumnezeu pentru noi de a fi oameni care nu doar să-i spunem Doamne, Doamne, ci să trăim în voia Lui, să fim oameni care să nu ne alăturăm căi largi, umblând, așa cum umblă toată lumea, ci noi trebuie să fim într-o stare separată a trăirii, a viețuirii noastre pe acest pământ, care să fie o ofrandă a închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. Și astfel, răbdarea noastră trebuie să meargă până la capăt, pentru că cel ce răbdă până la capăt va fi mântuit, spune cuvântul Domnului. Pe de altă parte, în Matei 25, cu 13, Mântuitorul Iisus Hristos a spus, vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Observați, e o stare de așteptare. E o stare de așteptare, este o stare în care stau în veghere, stau într-o așteptare activă, dacă îmi permiteți. Nu este o îmbrățișare a pasivității, că oricum Domnul vine, nu mai fac nimic, nu mai trebuie să mai miști nimic pentru că oricum Domnul vine. Trăiți într-o stare de cumpătare, într-o stare de echilibru, dar în același timp într-o stare de proșternere înaintea lui Dumnezeu, așteptând ziua venirii Domnului și chiar grăbind-o, spune Apostolul, într-o astfel de stare, cunoscând cum sunt vremurile, cum sunt sezoanele în care noi trăim, și cum viața pe acest pământ este o stare de continuă provocare, este momentul cel mai potrivit să stai în alertă în ce privește așteptarea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos. Nu pierdeți această șansă prin neveghere. Nu pierdeți șansa întâlnirii cu Domnul. Nu pierdeți șansa eternității datorită neglijenței. Neglijența are consecințe. Întotdeauna. De aceea, nu fiți indiferenți, ci fiți veghetori. Domnul Iisus ne-a chemat la o stare de veghere, o stare de așteptare, într-o atitudine
corectă înaintea Domnului, așteptându-L că El a promis, mă voi duce și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. De aceea, păstrează-ți credința vie. De ce spun să-ți păstrezi credința vie? Pentru faptul că ai nevoie de o credință constantă în Dumnezeu care să te păstreze mântuit. Păstrează statutul de răscumpărat. Păstrează-ți statutul de om mântuit. Și acest statut se păstrează dovedind prin credință. Și atunci când vorbim despre credința activă, vie, este credința care manifestă faptele neprihănirii. Mulți oameni cred, dar nu toți trăiesc ceea ce cred. Inclusiv dracii cred, spune Iacov, și se înfioară la auzirea numelui Dumnezeu. Însă dracii nu fac faptele neprihănirii. De aceea eu am clasificat înțelegerea despre credință în trei forme. Este credința vie, care e însoțită de faptele neprihănirii, e plină de faptele neprihănirii. Este credința moartă, cea care este teoretică, Doamne, Doamne, și în schimb oamenii fac tot ce-i taie ca apus, sunt în afara contextului Scripturii, nu le pasă de inima lui Dumnezeu, nu le pasă de voia lui Dumnezeu, nu le pasă de ceea ce sunt chemările lui Dumnezeu la sfințenie și la o viață care să-L onoreze, dar în schimb ei vor împărăția lui Dumnezeu, vor împărăția eternă, vor să scape sufletul de la iad, sau alții sunt în contextul acela ateist, în care pur și simplu în indiferența lor sunt morți, nu au nicio stare activă a credinței. E o stare moartă. Dar noi vorbim acum despre credința moartă fără fapte. E neroditoare. Și cea de-a treia este credința drăcească. Oamenii când aud despre Dumnezeu, îi mai auzi, au, mi se face pielea de găină, sunt, vai, cum Dumnezeu, vai, și eu, vai. Dar în schimb, ei nu fac niciodată voia Domnului, nu sunt în alergare, nu sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Voi să nu fiți nici dintre a doua, nici dintre a treia categorie, ci să fiți dintre cei care au o credință vie și umblați în faptele neprihănirii, să umblăm împreună în faptele neprihănirii, despre care Biblia chiar spune că Dumnezeu le-a pregătit încă dinainte ca noi să umblăm în ele. De aceea, atunci când te rogi și spui, facă-se voia ta, fiind căutarea voii lui Dumnezeu potrivit cu faptele neprihănirii în care Domnul te-a chemat să umbli, Doamne ajută-ne! Avem nevoie de lumină, avem nevoie de revelație dumnezeiască să putem să trăim în această stare a voiei tale. Dumnezeu are perspectiva finală pentru cel credincios, cerul. Aceasta este perspectiva finală. Împărăția eternă pe care Dumnezeu o pregătește este chiar acel cer nou și pământ nou pe care Domnul l-a promis că îl va face în vremurile finale. Dar pe acel teritoriu sau în acel cer nou și acel, acel pământ nou nu va mai exista nelegiuirea. De aceea e așa de important ca noi să avem starea de neprihănire în Hristos Iisus păstrată ca să putem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că în Împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat, nimic spurcat. Dar perspectiva lui Dumnezeu pentru noi este să avem parte de Împărăția Cerurilor, să avem parte de eternitate împreună cu El. Și spune cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni 4:17, prin gura apostolului Pavel, Domnul vorbește: apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei noi, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel să fim totdeauna cu Domnul. Observați, Biblia vorbește despre acea revenire a lui Iisus Hristos, vorbește despre răpire, dar fac încă o dată mențiunea despre faptul că nu toți vor fi răpiți. Chiar și apostolul vine și aduce această afirmație. Este mult de vorbit pe subiectul răpirii bisericii, dar este în contextul clar că cel
credincios va avea parte de veșnicie împreună cu Domnul. Și când spunem despre cel credincios, vorbim despre cel care are o credință vie, o credință activată prin faptele neprigănirii, o credință care se găsește în voia lui Dumnezeu desăvârșită, o credință care izvorăște din împlinirea acelei vieți creștine care se conectează cu promisiunile lui Dumnezeu lăsate pe paginile Sfintelor Scripturii. De aceea, în timp ce tu călătorești pe acest pământ, în timp ce ai această stare de pregătire continuă de a-L întâmpina pe mirele Iisus Hristos, trăiește la superlativ cu Dumnezeu, având credința activă în faptele neprigănirii. Cuvântul Domnului spune, dacă vom răbda până la sfârșit, vom avea experiența mântuirii, experiența întâmpinării Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. Vom avea parte de răpire, să fim împreună cu El în eternitate. Vă spun aceste adevăruri pentru a nu vă înșela singuri, considerând că dacă purtați în dreptul vostru o etichetă religioasă sau dacă ați făcut anumite fapte care voi le-ați socotit că sunt bune și aveți cumva conștiința împăcată despre faptul că nu sunteți chiar așa de răi cum sunt alții, pentru că v-ați comparat cu alții și prin asta vreți să aveți parte și de mântuire, este o stare de înșelăciune și mulți se înșală în vremurile acestea, trăind o relație, în ghilimele spus relație, cu Dumnezeu destul de rece, destul de lipsită de viață. Chemarea în această dimineață, în această zi, pentru noi toți, este să umblăm cu Dumnezeu într-o stare a unei vieți consacrate, într-o stare activă, pentru că este o promisiune pe care Domnul ne-a făcut-o, promisiunea de a intra în împărăția Lui și toți sunt chemați. Toți oamenii. Nu este o stare prin care doar unii să fie chemați și alții nu. Nu. Chemarea la mântuire e adresată tuturor oamenilor. Da. Însă, în ceea ce privește alegerea, Dumnezeu este în măsură să o facă. Și eu mă rog ca tu să ai siguranța mântuirii înăuntrul tău prin ceea ce dă credința. Pentru că siguranța mântuirii înăuntrul tău vine prin credință. Și noi suntem confirmați de Duhul lui Dumnezeu înăuntrul nostru dacă suntem în credință. Să ții minte lucrul acesta. E o confirmare pe care Duhul Sfânt ți-o face pentru că este un dar al credinței și Duhul Sfânt îți aduce o confirmare care îți aduce claritatea că tu îi aparții lui Dumnezeu. Îți dă stare de apartenență. Așa cum percepi starea de apartenență la familia biologică sau starea de apartenență la națiunea din care faci parte, să știu, starea de apartenență pe care tu o percepi în diferite feluri și la diferite cercuri relaționale de existență. E, când tu aparții familiei lui Dumnezeu, este o confirmare interioară a apartenenței tale. Pentru că Duhul Sfânt îți confirmă într-o stare repetată, într-o stare continuă despre faptul că tu ești copil al lui Dumnezeu. Și însuși Duhul, spune Scriptura, afirmă lucrul acesta, da. De aceea, agață-te de acest aspect și trăiește în onoare, făcând parte din poporul lui Dumnezeu, făcând parte din familia lui Dumnezeu, făcând parte din Biserica lui Hristos. Fii credincios până la moarte, spune Domnul Iisus prin gura Apostolului Ioan în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Și îți voi da cununa vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Astfel este chemarea lui Dumnezeu pentru noi și vreau în acest final al mesajului de astăzi să vă spun așa cum Apostolul Pavel vorbește în Filipeni 2, versetul 12, vă spun acest cuvânt și eu din toată inima,
astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult în lipsa mea. În alte cuvinte, nu faceți ca umblarea voastră pe calea credinței să fie de ochii oamenilor. Umblați pe calea lui Hristos din dragostea ce o purtați lui Hristos. Umblați cu frică și cu cutremur, cu o stare de gingășie, ca să nu întristați pe Cel ce v-a chemat. Și să nu alunecați de pe calea lui Hristos, să nu cădeți de la credință, ci să fiți găsiți ca fiind credincioși. Și așa cum tema de astăzi spune, să fiți printre cei aleși în ziua aceea când Domnul va veni pe norii cerurilor. Să-i auzi strigătul, să auzi trâmbița lui Dumnezeu, să auzi glasul care te cheamă și să ai parte de El pentru veșnicie. Te binecuvânt în numele lui Iisus Hristos cu statornicie pe calea lui Hristos, cu credincioșie devotată și orice situație prin care ai trece, orice provocări care ar veni în jurul tău și ar căuta să te distragă de la umblarea cu Domnul, să ai puterea dată de Domnul să respingi acele provocări demonice și să rămâi puternic în credință în Hristos Iisus, ca să apuci viața veșnică la care ai fost chemat. Așa cum Apostolul Pavel l-a îndemnat pe Timotei și a spus, luptă-te, lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Du-ți mărturia până la capăt, ca ziua aceea Domnul să spună și în dreptul tău, vino, rob bun și credincios, și intră în bucuria stăpânului tău. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.